Salut și bun venit la un prim episod de Sky Saga Infinite Isles pe Barba Neagră. Bărbășilor, joc jocul ăsta pentru că l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Sky Saga e în Close Alpha, asta înseamnă că nu poți să joci decât cu invitații și pe site-ul lor, dacă te înregistrezi, durează un pic dacă ești norocos și un pic mai mult dacă nu ești atât de norocos pentru a primi mesajul de confirmare și, bineînțeles, key-ul sau link-ul de download. Fiind în Close Alpha, bineînțeles, mai apar bug-uri pe aici pe acolo, deși eu nu am văzut atât de multe. O să mă mut acum în first person pentru că îmi place mult mai mult așa. Jocul are un design aparte și chestia asta mi-a plăcut foarte mult pentru că ador jocurile astea stilizate, știi, care au un design al lor și care nu țin cont să fie cât mai realistice, ci pur și simplu să fie cât mai artistice. Și ăsta face exact chestia asta. E foarte interesant. Descoperi multe lucruri și jocul... Nu știu cât de drăguț e tâmpenia asta mică numită chicken. Adică pui. Hoio! Avem împreună multe de descoperit în jocul ăsta. Am descoperit și eu câteva până acum. Mi-am făcut caracterul și o să vi-l arăt într-un moment aici. Pac! Dacă mutăm la cameră, o să-l vedeți pe față. Ăsta e caracterul meu, portocaliu, și am ales să fie animaluțul ăsta așa, tigru, știi? Și cu un fel de creastă sau ceva de genul ăsta, cu niște pene pentru a scoate, știi, ritmul ăla de sălbatic din el. Și, da, are un aspect, caracterele au un aspect așa ca din Rayman cu fără brațe, știi, doar cu jumate din ele. Chiar și eu am animat odată caractere de genul ăsta și sunt chiar... Au un stil aparte, știi? La fel și meniurile, tot așa, un stil aparte. De câte am văzut, îți dă jocul mură în gură. Ai tutoriale pentru orice și ai foarte multe de descoperit, ce-i drept. Are câteva chestii interesante prin el pe care trebuie să le descoperim împreună. Și, într-adevăr, deși pare un joc inspirat din Minecraft, nu cred că are nicio legătură. Pare foarte diferit față de Minecraft. Și are și un aspect de crafting în el, știi? Adică nu doar mergi și explorezi și chestii și trebuie și alea. Care e ideea jocului? Ei bine, ideea jocului este asta, și anume tu ești aici pe o insulă. Dacă vedeți voi utilajul ăsta de aici, este nava, sau în ghilimele nava, de fapt, că e ca un avionaș micuț. Și putem să-l reparăm. Ei bine, ne mai trebuie niște, uite, în stânga sus și scrie Find and collect 3 matching crystals to repair damaged airship. Deci ne trebuie 3 cristale de același fel pentru a repara, ei bine, nava noastră stricată. Și pentru asta, deci noi suntem pe o mini-insulă, da? Chestia e că avem, aici, da, aici, asta e mâna mea, am tăiat eu niște lemn pentru că jocul când te dă prima dată treci printr-un mini-tutorial, știi, și te învață acolo niște controle, niște chestii, niște alea și pădurea asta o mai avem aici, probabil tot așa pentru resurse, uite, cade, what? Cad și frunze! Interesant, îmi place asta. Îmi place foarte mult că e colorat, îmi place mult muzica, aspectul tuturor caracterelor, oiței ăsteia, care acum doarme. Are un stil aparte, e un joc artistic, știi? Și de adventure, crafting și este multiplayer și cel mai important este free to play, adică gratuit. Asta, bineînțeles, dacă ești noroc, o să-ți dea key-ul ăla, știi, de activare. Ceea ce de obicei se întâmplă, doar că trebuie să ți-l dea mult mai ți-l dă mai repede. O să activez acum portalul, dacă reușesc cum. Hoio! Stai așa, selectăm aici. Bun. Și acum trebuie să construiesc ăsta, asta e puțin, că eu trebuie să mai fac un portal de ăsta. Use keystone oven, hold E to pick up. Nu. Doar cu o dată E și dacă pun gri așa și îl punem aici în cuptorul ăsta, o să ne dea ceva. Ne trebuie unul din 5, ne trebuie 5 chestiuni de astea și pe astea le luăm de aici. Uite de aici. Vezi? Pac, ne mutăm pe tabul ăsta. Are un sistem de tab cam ciudat pentru că în 1 2 3 și astea poți să selectezi mai multe seturi. Ia, te-am dat cu stânga, s-a pus aia. Trebuie să dau cu dreapta, vezi? Vezi? Ce prostie pe capul meu. Putem mina diferite tipuri de minereuri în jocul ăsta și fiecare, bineînțeles, minereu are întrebuințarea lui. Ba mai mult poți să construiești, evident, unelte din diferite minereuri și în funcție de ele le faci mai, e bine, durabile sau mai puternice. Sau nu, în caz că încă n-am avut norocul să dau peste altele pentru că tocmai ce am intrat am făcut caracterul și am intrat puțin în lumea cealaltă pentru a vedea care e statusul pe acolo. O să iau câteva limestone-uri pe aici pentru a avea să fac de key-uri și avem câteva până acum. Este, dacă apăsăm pe R, avem inventoriul nostru, avem 12 pe partea asta. Bun.
Îi dăm un E. Băgăm astea 12 undeva pe aici. Dar de ce nu mai apare? Pac, vreau rețeta asta. Totul e pe rețete, știi? Trebuie să ai rețetele pentru a construi. Oricum, sistemul ăsta de crafting nu ne e străin. L-am văzut în foarte multe jocuri. Și... da, e un ok. Na. Nu sunt prea fan eu cu rețete, dar e ok, nu mă plâng. Hei, și ne-a dat o jmecnozeală de asta, care ni s-a pus acolo jos pentru că am pus-o eu în prealabil. Bun. Acum o vom lua. Ne ducem, putem să apăsăm eventual tasta 2. Am selectat, dăm un click stânga, boom. S-a intrat. A intrat aici, după care ne va deschide ușița asta, care va forma la rândul ei un portal. Portal care ne va duce într-o lume. Sunt mai multe lumi pe care le putem vizita. Și fiind multiplayer, bineînțeles, putem să ne întâlnim și cu prietenii noștri. În caz că voi jucați, ne putem chiar întâlni pe aici. Numele meu în joc este, ei bine, Barbă Neagră. Uite, putem și vota în timp ce așteptăm care dintre poze e mai cool. E o chestie interesantă, micuță, pentru a trece timpul. Bright Groove, nu știu ce, că n-am fost atent. Dar arată frumos pe aici, îmi place. Interesant. Find and collect 3 matching crystals. Deci asta e ideea noastră, trebuie să colectăm acum cristalele. Avem pe harta acolo ceva. Dacă apăsăm M, ne dă harta puțin mai mare și aici tot ce înseamnă toate, știi? You, friend, yellow adventurer, your point of defeat, fallen adventure, and so on. Perfect, o să mut eu pe 1 pentru că acolo am eu arma asta cu dreapta. Și dacă tot sunt aici, hai puțin să modificăm niște lucruri, pentru că eu arma asta o vreau aici. Iar în dreapta să punem asta, ce e? Sharp Rock. Perfect. Avem în stânga, eu din Sharp Rock, adică din piatră ascuțită, am făcut acest în stânga, da? Nu știu, topor, un fel de topor. Iar în dreapta avem o piatră ascuțită normală. Deja a început așa, avem o melodie de aventură. Adventurer Melody Man, Adventurer Melody. Interesant pe aici, nu știu, cred că trebuie să mă... Ia uite-l, mă, m-a văzut. Se ascunde? Vine încoa. Tașcă, vine încoa, asta ne sparge. Tașcă, asta ne sparge. Hoia! Mamă, ce mi-a dat-o, unde e viața mea? În stânga, jos, nu? Hoia! Îi dau și plec. Hoia! Gata! Ha! Nu știu, trebuie să mă obișnuiesc cu distanța, știi? La care pot afecta lucruri. Asta încă nu știu, gata, l-am nimicit pe săracul lup, deși poate el vrea să fie prieten cu noi, nu știu ce am luat. Ia, ce e ăsta? Ăsta e colț, bănuiesc, nu? Colțul la lup. Wolf teeth added to the chronicles. Perfect! Wolf teeth. Putem să craftăm ceva cu wolf teeth. Avem quests aici. Deocamdată doar una. Și bineînțeles că vom mai avea pe parcurs, asta e clar. Și rețete, de asemenea, ca să putem să construim locuri, bineînțeles, trebuie să colectăm rețetele pentru construire, nu? Acolo tot un lup avem, sper să nu mă mai vadă, că nu prea mai am chef de el. Iar acolo e o chestie de albine, cumva? Haia! Stai așa. Dacă dau un iar se întâmplă ceva, nu pare că se întâmplă nimic. Văd că a căzut jos. Pick up. Nu știu, orange wax added to the chronicles. Ok. Deci am luat și ceară portocalie. Care-i întâmplarea să fie portocalie? Forgotten ruins. Ok, ruinele uitate. Hai să vedem ce e pe aici. O să explorez și o să iau cât mai multe chestii până când să mergem la punctul ăla al nostru. Aici avem o torță. Perfect. Perfect. Și niște groundwood planks. Avem câteva plank-uri, le-ai primit și peste la colecție. Torța aia o să-mi vină. O să-mi întrebuințeze mie cândva. De ce nu pot să... Gata? Sky Iron Crude Machete, un fel de macetă, măi. Ce brown fabric dye. Hai să luăm și pe asta, că avem totuși loc în inventoriu. Și câteva plank-uri. Poate trebuie odată să construim niște lucruri ceva mai mari și ne trebuie lemnul ăla. Vai, sunt că descoper și eu joculețul ăsta. Și până acum mi se pare foarte, foarte frumos și e cu potențial foarte mare, că na, e în close alpha, adică foarte multe lucruri se vor schimba. Avem în ce niște chestii, uite, adiții, wax, ce putem face despre wax, avem informații, avem cărticica asta și avem informații despre orice, a lamp of wax from a beehive, useful for making candles, deci putem face candles, zui, lumânări din ceara de la albine. Bun. De ce mai mi-arată asta așa? Pentru că le-am văzut. Trebuie să le citesc pe toate de ca să-mi dispară anotația de aici. Wolf teeth. Asta nu îmi zice nimic despre wolf teeth, ce se poate face. În fine, avem în față... Asta e în cristal, putem să le luăm? Cine dă dacă le luăm cristalele? Astea sunt cristalele care îmi trebuiau mie.
Ăstea sunt cristalele care îmi trebuiau mie. Hop, și pe ăsta. Perfect, și mai avem și partea asta și putem să reparăm și noi. Probabil după ce vom duce cristalele astea, probabil ne va cere jocul și alte lucruri, nu doar cristalele astea, adică bănuiesc eu, pentru că așa ar fi destul de ușor. De asemenea, la unelte avem și damage, lucru care trebuie să-l avem în vedere, pentru că altfel rămânem fără unelte și nu ne mai putem face alte unelte, știi? Așa că înainte să se strice cele pe care noi deja le avem, să avem în vedere ori să le reparăm, ori să, e bine, facem altele. O să mai am niște cristale pe aici, poate cine știe mai întrebuiesc. Find the portal to return home. Ok, să mă întorc pe unde am venit, poate am șanse pe acolo. Op, scuze. Așa, îi dăm un eși aici. O fi ceva în cufărul ăsta, este. Open small chest. Avem chesta, pumpkin. Consumables. Arrive, happy, equip and eat this to recover health. Ok, putem recupera. Aha, putem recupera viață mâncând lucruri. Brown fabric dye. Nu știu la ce întrebe mie brown fabric dye-ul ăsta, decât dacă vopsim, eu știu, ceva îmbrăcăminte sau lucruri de-astea. Poate un hanorac îl vopsim și atunci o să ne întrebuințeze. Văd că a venit și noaptea, deci avem și sistem, uite și insulele pe acolo. Avem și sistem de atmosferă, pentru că am văzut eu pe aici frig, chestii, treburi și alea. Dar avem și sistem de zi și noapte, iar ăsta ar fi trebuit să fie... Oh my fucking god, portalul, care nu mai e portal. Find the portal to return home. Asta încerc, maestre, asta încerc. Văd că dacă dau sprint, am tot așa limitat. Și poate dacă dăm o torță, facem lumină, ia stai. Da, uite, hai că avem lumină. Torța are viață? Nu, știu. Pare că torța stă aprinsă all day every day, ceva de genul ăsta. Ia. Dar unde trebuia să mă duc eu acolo? Ia stai, că mie mi-apare pe hartă o chestiune. Colea. What is that, man? What is that? Merg cu pumpkin-ul, știi? Mie că dacă dau pe click stânga ăla sunt. Am pierdut pumpkin. Mă, ce e aici? Ce mi-arată că e aici? The fuck is this? Ok, cred că e sub, iar eu mă duceam aici. Nu, e sub, pe undeva ăla trebuie să fie. Wow! What the fuck? Stai! Mother bitch? Mother bitch? Ha! Stai că nu te văd! Stai că nu te văd! Ha! Nu știu distanța. Oh, pot să dau de la distanță, nu glumă. Eu mă apropiam prea mult de el, mă. Mă apropiam mult prea mult. Te termen! Hai și cu dreapta? Ce mi-am luat-o! Ha! Gata, încă de două ori și ăla ești. Ești al meu, boss, ești al meu! Ha! Motherfucker! Ce mi-a dat ăsta? Stai că ăsta mi-a dat altceva. Brown pelt added to the chronicles. Aha! Am luat niște, piele, piele de asta, blană, de fapt, ce e asta? Încă un cufăr, yes, încă o torță, exact ce-mi trebuia, sunt curios cum arată ăsta, ia. Pac, am dat din greșeală cu ăla și mi s-a luat, aha, arată interesant ăsta, ok, o să-l pun la loc totuși, că nu prea vreau să dau cu el din greșeală, ăla hai să-l punem. Nu pot să-l termin. Gata, click dreapta și văd că l-am terminat de acolo. Perfect. Știi ce? Cred că ar fi mult mai indicat să punem noi torța în locul ăstuia și pe ăsta să-l punem la loc eventual. Mă rog, s-a pus singur la loc acolo. Ok, cred că e mult mai bine așa. Ceva pe aici? Ăsta-i portalul? Ăsta-i portalul către acasă sau mă duce în altă lume? Bănuiesc că e către acasă. Deocamdată vreau să mă mai uit pe aici să vedem dacă mai găsesc ceva. Interesant. Nu mai e niciun cufăr pe aici. Nu-mi dau seama dacă e acasă sau nu, dar hai să vedem dacă într-adevăr e acasă, ok? Care e cea mai cool imagine? Rapid, dreapta! Ha! Îmi place să revotez așa, bănuiesc că imaginele astea sunt făcute... tot aia din dreapta. Barbă neagră, Crash Site. Build your home, ok. Văd că s-a făcut noapte, cred că noapte face jocul pe toate zilele. Use the crystal to repair your damage, airship back where it crashed. Ok, bun, văd că aici e zi, deci nu avem pe peste... Ei, un chicken roșu! Ieticu, dă el din creastea. Poți bagi o melodie și pare că dansează. Avem cristalele alea, poate trebuie o rețetă, ceva, ia stai. Repair damage airship, perfect. Cristal. Nu, noi trebuie decât... Ia stai, dacă dau click dreapta, ce se întâmplă? Nimic. Mi se pune automat. Băgăm repair instant. Ok. Use the crystal, așa.
Social menu unlocked. You can now discover and follow players and be followed too. Ok, deci acum pot să vă descoper pe voi și voi pe mine. Ah, interesant asta. Interesant asta. Păi stai așa, eu pot să merg... Băi, cât de frumoasă e asta! Cât de tare e! Meet, trade and join PvP at the social club. Ok, Barbar Niagara Crash Site, go. Deci cu asta putem să mergem pe undeva pe aici. Care sunt obiectivele noastre deocamdată? Use the airship to travel to the social club and meet other adventurers. Ok, deci asta trebuie să facem acum. Pac, îi dăm așa. Apropo, dacă vă întrebați cum o să câștige developerii bani, e bine, pe jocul ăsta o să aibă chestii, știi, mini transaction în joc, chiar dacă jocul e gratuit. Deci probabil o să fie nasol din punctul ăsta de vedere, pentru că veți găsi niște playeri care au, eu știu, iteme ceva mai bune ca voi și pentru alea au plătit, știi? Asta e o chestie negativă întotdeauna când vorbim despre jocuri de genul ăsta care sunt gratuite, dar trebuie să, bineînțeles, să mănci și o pâine, să-și asigure și developarea altor jocuri, știi? Adică au intrat bănuiesc bani mulți în chestia asta și trebuie să și scoată, știi? Și cu microtransacțiile, adică chestiile astea ce le poți cumpăra atunci in-game, exact asta fac, doar că, na, pentru cei dintre noi care jucăm jocul pur și simplu de plăcere, fără să cumpărăm chestii și alte alea, este într-adevăr un dezavantaj. Asta e bărcuța noastră? Sau care e? Putem să o folosim pe oricare? Văd că toate sunt la fel, nu prea știu care e a mea, cred că toate sunt la fel. Welcome to Sky Saga chat. Type help to join my channel, leave my channel, message așa, message show, message go, ok. Pe ce scriem? Pe T nu merge. Ah, pe enter. I understand now. Ok, și acum suntem în social, unde sunt mai mulți. Hai să vedem care-i treaba pe aici. Like! Kyra, chicken scoop. Ok. I don't know, man, I don't know. Visit! What visit? Ăștia sunt reclame, ăstea sunt reclame pe aici. Dacă mă urc în sus, wow, câta nava! What the fuck is that? What the fuck is that? Arată înfricoșitor pe aici. Aici arată înfricoșitor. Hai să mergem și noi pe aici. Unde arată să mergem noi pe hartă? Arată să mergem aici. Nu știu ce arată aici Barbă Neagră, pentru că noi evident suntem aici, după cum și arată you. Iar chestiunea asta, nu știu ce înseamnă asta. Văd că sunt mai multe puncte de interes pe aici. Poate dacă mergem în față, ia stai. Poate dacă mergem în față, e tare că nu trebuie neapărat să sar peste astea, adică merge doar să te îndrepți către ele și gata. Ce e asta? Island Name Trader. Trader Area. Ok, hai să vedem ce are individa asta, să ne dea și nouă. Oh, noi suntem cam săraci, acum constat și eu treaba asta. Foundry Island Title Scroll. Ok. Hey, little guy! Hey, uite, Trailblazer. Trailblazer este un individ nou care are o pălărie interesantă. Probabil achiziționată după ce am omorât un tip de ceva, chestii. Aici văd că sunt arme. Ar fi interesant să luăm niște arme, ia. Hey, man! What's up, dude? Asta cine poate da? Ia! Avem mai multe. World of Hood Recipe. Dar stai așa, noi câți bani avem de ăștia? Că nu văd unde scrie. 145 aici, gata, am văzut, nu sunt orb. Deci cu cât omorâm mai mult, cu atât avem mai multe puncte și chestiuni și treburi. Astea sunt bune că sunt la rang 0, deci exact. There are 3 guilds to meet. Follow green banners for the explorers guilds. Deci prima dată trebuie să le urmăm peste Averis, probabil. No, și după, deci sunt 3 guilduri, 3 mari categorii. Sunt curios de ce, dacă sunt atât de importante, din moment ce... Uite, portocaliu, albastru și verde, bănuiesc eu, explorer... Teatru, așa, attack to the explorer quest match and accept elites one quest. Ah, un fel de... wow, nu? World of Warcraft. Explorer trader. Explorer. Hey man, dă-mi și mie ceva aici, normal gloves. Ah, uite, putem să... Dar ce sunt astea? What the fuck are these? Am așa ceva? Excellent resistance both hit and cold, no defense. The fuck are these? Stai, cu ce? Warlock robe. Ce zice asta? Excellent resistance to both hit and cold, no defense. Știu dacă le cumpăr? You do not have the required funds to purchase warlock. Ok, nu știu ce, câți bani trebuie. Hey, s-a făcut ziua, în sfârșit. Explore quest. Asta, pe tine te cota maestre. Vino cu așa și dăm niște quest-uri. Discover one forest landmarks. Defeat one wolf. Am făcut asta deja, am putea să o facem. Bun. Hand in 5 sky iron ore.
Putem să facem și pe asta. Complete one forest adventure. Ah, hai să descoperim și în pădure ceva. Open 20 chests. Astea le facem. Sorry, you need to be at least explorer rank 1 before. Ok, nu-i problema. Press time to return your home island. The rest of your adventure is up to you. Defeat one wolf. Am înțeles, gata. Și dacă dăm F, pac! Așa, mă, bun. Barba neagră, bun. Ne întoarcem acasă și după aia putem să ne ducem în altă lume, bănuiesc, nu? Ne ducem în altă lume și după aia luăm quest-uri. Este? Adică am luat quest-uri, de fapt. Le facem pe cele pe care noi le-am luat deocamdată. Și așa avansăm și în rank. De-aia e un fel de wow, doar că e mult, mult mai diferit vizual, zic eu. Și faptul că e first person schimbă mult situația. Defeat one wolf. Păi asta am făcut, se face chiar ușor. Ei, avem un mesaj. Houston, we have a message. Houston, we have a message. Explorer Gil, congratulations, Barba Neagră. We at the social hub were very impressed by the courage and skill that you showed in your recent challenge. Please choose a gift as a token of our appreciations. Perfect. Ah, logică pe asta. Skyron Sword World. A short sword made from sky irons. Swords are moderate in both speeds and damage. Și asta ce e? Pe asta o am și o fac rapid. Ground plant shield. Ah, uite! Shield. Ah, scut. A very basic shield constructed from the wood. From wood, pardon. Am putea să, da, cred că pe asta pot să o fac și eu dacă am rețeta, dar nu am rețeta la asta. Equip and to learn how to make small wood chests. Nu-mi trebuie asta. Explore marks. This purchase exclusive from the explorer. Nah, fuck it. O luăm pe asta. Hai să o punem aici. Perfect. For most... Putem să le luăm pe toate? Oh my fucking god, putem să le luăm pe toate. Jesus. De ce n-am citit asta de prima dată? În fine. În fine. E de bine. E de bine. Hai să vedem ce avem acum. De ce nu ne arată? Stai. Hoio! Jo! Jo! Mamă, e termen, mă. E termen. Stai așa. Eu trebuie să mai iau... Nu s-au refăcut astea, deci astea sunt limitate. Holy shit, asta nu e de bine. Asta nu e de bine. Bun, hai să mai luăm câteva limestone-uri de astea. Nu știu exact... Dar stai așa, câte am deja? Că poate mie nu trebuie să chiar atât de multe. Am 10, am deja prea multe, stai așa. Stai așa, că o rezolvăm noi. Băgăm și noi câteva aici. Boss, nu, stai. Vreau și eu niște astea. Dăm aici un click dreapta, s-au pus craft. Perfect, hai că avem una aici. Punem pe asta. Haide, boss. Nu vrei? Dă-mi. Gimme, 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 gimme. Deci, a, nu aveam pus asta așa. Click dreapta. Click dreapta. Click dreapta. Gata, acum trebuie să vrea. Bun, acum e doar o chestiune de timp până când se deschide. Yes, yes, it worked, it worked. Da, numai aici. Trebuie să mă orientez, să vedem cum putem să facem să ne teleportăm și în alte lumi. Că trebuie. Oh, asta din dreapta mea e mișto. Mai colorată, mai luminoasă, mai frumoasă. Stânga. Ia, boi. Dreapta. Uite cum le iau. Bam, bam, bum, bam, bam. Wild Grove Ruins. Astea sunt altele. Băi, pe mine mă teleportează de fiecare dată în altă parte. Cred că da. Rabbit! Avem un rabbit acolo. Chestia e că mie îmi trebuie... Trebuie să descoper un landmark. Deci, defeat one wolf. Trebuie să omorăm un singur lup. Collect sky iron ore. Asta e ciudată. Și avem discover one forest landmark. Asta e un landmark. Dar, șua, nu știu dacă trebuia noi să ajungem aici, în fine. Trebuie să explorăm, practic. Explorăm, explorăm, explorăm. That's the name of the game. Exploration, man. Exploration. Pe aici nu cred că voi găsi lupi, cel puțin nu acum că zi. Da, nu știu, să vedem. Ce e ăsta aici? Ăsta ce e aici? Ăsta e iron? Asta e piatră. Este? Ia. Yeah. Skystone. Exact, e piatra asta. Uite iron! Ăsta e iron. Asta e iron. Cum pare pe ce vreți voi că ăsta e fier. Harvestes. Yes! 1 din 5. Perfect!
Hai să mai luăm. Stai, mai ajung acolo? N-ajung, stai un pic să mă urc pe ceva. Aoleu, dar stai că nu vreau aici să mă urc. Poate dacă punem jos niște astea, ia stai. Pac. Hoia! Nu? Stai că am sărit prea mult. Hoia! Gata, acum e bine. Pac. Și fac așa. Stai așa că trebuie să mă duc în partea asta. Uite aici la asta. Nu știu ce trăgeam eu acolo. În fine, am luat. Bun, 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 bun. Mai avem și pe aici niște iron. Merge treaba? Merge, mai avem puțin și terminăm primul challenge. Mă rog, nu e neapărat primul, dar înțelegeți voi. 4-5, ăsta e ultimul. Hell yeah! Avem Collect Sky Iron War terminat, măi. Perfect, mai avem Defeat One Wolf, Discover One Forest Lime, complete this quest by reporting to the correct quest master. Deci trebuie să ne întoarcem și înapoi după ce am terminat questurile. Am înțeles, e un joc destul de simplu de înțeles și frumos de executat, măi. Până data viitoare, bărbușilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați în caz că nu sunteți abonați și nu sunteți bărboși, deveniți, măi. Și un like este imens apreciat. Ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!